Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi am găsit vinovatul de la cum Dinamo. Cum îți pare rău? Că de mine ai râs în ultimii ani. E, te tachinam. Chisem să tachin, nu știi? Eu mor o mașină, stătea da, plângeam, jumătate de minut da. Și se uita în gol. Am găsit vinovatul la Dinamo. Deci pentru Dinamo s-au căutat multă vreme vinovat, știu că am vorbit și noi aici. A fost și dezbatere la Striblea ieri la prânz, adică... Nu, dar am găsit vinovatul. Este o chestie de bad juju. Trebuie să gândești și cu cine te asociezi. Deci e un jucător de la Dinamo, am aflat, a retrogradat cu toate cele trei echipe la care a jucat în acest sezon. Deci nu se poate să-l iei pe ăsta. Adică e un domn, mai e și francez pe deasupra, care oricum mai greu cu victoriile. Francezul Baltazar Pierre are la 22 de anișori. Bă, da. Deci are 22 de ani și a retrogradat cu trei echipe în același sezon. E clar că nu trebuie să te apropii de el niciodată. Cred că e ceva virus. N-are cum altfel. Deci el a venit la Dinamo, m-am documentat. A venit la Dinamo de la o echipă franceză de Liga a treia, Bologna. Știi? Boat Bologna, alea, nu știu. Echipa respectivă a retrogradat. Mai înainte jucase la echipa a doua, Bologna, care e denumită cum altfel Bologna 2. Logic. Și asta era în Liga a 5-a. Și a retrogradat și aceea. Nu cred. Dar și întrebarea mai unde? Adică unde mai retrogradezi din Liga a 5-a? Au multe ligi acolo. Nu, dar există vreo ligă din care nu mai poți retrograda? Întreb și eu. Și în România și... Una care aia e limita. Da, adică e o ligă unde se înființează echipa. Da, acolo. Acolo am ajuns, da. Acolo, bă, de aici nu mai avem unde să plecăm. Da, 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 da. Și acolo câte echipe sunt, adică... Fără număr. Și cum se stabilește clasamentul? Joacă fiecare cu fiecare cât poate? Se fac mai multe subdivizii locale, știi? Da. În funcție de numărul de echipe. Și ea joacă de nebun pe acolo și doar câștigătoarele acestor subdivizii. Deci domnul ăsta... Deci după performanțele astea, ca practic da, sunt două performanțe. În același sezon. Deci în același sezon două echipe, eu aș fi intrat la Bănuiel de la prima. Da, hai să zicem, știi, l-au luat la Bologna aia mare, hai mă băiatule, că tu erai mai bun, au retrogradat și acolo. Și după aia de la Dinamo au zis, a, luăm noi, gata. Eu trebuia băgat în carantină. Deci nu l-aș băgat, e clar că e ceva nasol, ceva contagios, nu poți să... Și Pierre, bun, e recordman, dar colegii de la GSP au descoperit că mai sunt și alți jucători de la Dinamo care au retrogradat cu echipele lor. Și au fost luați după aia Ștefan cel Mare, pe principiu Chilipir. Uh-huh. Nu, dacă e Chilipir, e... dubios, adică dacă știi e preț mic, ceva e în neregulă. Mie mi se pare că i-au luat pentru experiență. Ce-al naibii ești? 7, mă. 7 cu totul. 7 dintr-o lovitură. Bă, 7 care au retrogradat. 7. Iar unul, un domn, Răzvan Patriche, mi-a atras atenția, a retrogradat cu toate cele trei echipe la care a jucat în cariera lui. Yeah. Cu toate care... Și aici e... Păi nu poți, mă, adică... Scapare de-al nostru. Și asta mi-aduce aminte de bancul ăla, știi, cu managerul care zice că angajează niște oameni și vin 100 de CV-uri, le aduce secretara, se uită la ele, ia jumate și le aruncă la gunoi, direct. Și secretara de-a zis, ce faceți, domn director, să poate oamenii au trimis CV-uri? Pe criza asta nu permit ghinioniștii. Exact. Așa e și cu, băi frate, dacă ai retrogradat cu trei echipe, bă, nu te iau, că nu-mi permit ghinioniști, așa e situația acum, e nasol de tot. Deci domnul acesta, Răzvan Patriche, nu știu pe ce pot joacă, mă rog, a retrogradat, deci, cu toate cele trei echipe la care a jucat în carieră, adică Sportul Studențesc, Clinceni și Dinamo. Mama. Dar câți ani are, mă, dar retrogradat cu sportul ăsta, întreb, adică țineam eu cu sportul, da. Nu mai există de... Îți dai seama că a prins palton la Sportul Studențesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.